Rinaldin prezintă cleștele de întindere 549, 549N și 549H. Cleștele de întindere este util pentru aplicarea pânzei pe șasiu. Haidem să vedem cum. Pentru această demonstrație voi folosi cleștele cromat 549. La final vom prezenta și o scurtă demonstrație a celorlalți doi clești. La început, fixez pânza cu o capsă pe centrul fiecărei laturi pentru a asigura o tensiune uniformă a pânzei. Apoi aplic alte capse, pornind de la centrul fiecărei laturi spre colțuri. La acest punct, tai excesul de pânză de la colț cu foarfeca și fixez pânza cu o capsă. La final, introduc penele în fantele corespunzătoare din colțuri pentru a strânge mai mult pânza. Penele trebuie apoi bătute uniform în toate cele patru colțuri. Acum, aplic pânza pe un șasiu obținut dintr-o bară tăiată și asamblată ca o ramă obișnuită. Pe acest tip de șasiu, desigur, nu este posibil să aplici penele în colțuri. Spre deosebire de șasiul anterior, acum voi arăta cum se aplică capsele pe marginea șasiului și nu pe spate. În acest caz, încep prin aplicarea unei capse în centrul fiecărei laturi. Aplic apoi alte capse, mergând dinspre centrul spre colțuri. La final, tai excesul de pânză. Acesta este un al treilea exemplu cu un șasiu cu marginile foarte înalte, de tip gallery, care adesea este pictat și pe margine. Aceste tipuri de șasiuri trebuie întotdeauna capsate pe spate. După ce am asamblat cele patru elemente, este mai bine să verific dacă șasiul este perfect dreptunghiular. Pentru a face această verificare, poți folosi o echer de dulgher sau, ca în acest caz, echerul pentru sticlă. De asemenea, este mai bine să verifici dacă cele două diagonale au aceeași măsură. Pentru acest exemplu, în loc să folosesc un pistol manual, folosesc unul pneumatic, mai precis Omer 80:16, furnizat de Rinaldin cu codul 335. Ca de obicei, aplic întâi o capsă în centrul fiecărei laturi. Acum vă voi arăta la ce folosește acea proeminență care se află sub cleștele de întindere. Proeminența servește ca levier de sprijin pentru cazurile în care forma șasiului o permite, cum ar fi în acest caz. Aplic și alte capse, mergând către colțuri. În cele din urmă, tai excesul de pânză din colțuri și fixez definitiv cu câteva capse.
În cursul videoclipului am folosit cleștele cromat 549. Rinaldin furnizează, totuși, și alte doi clești alternativi, mai exact cleștele 549N și cleștele 549H. Modurile de utilizare sunt practic aceleași. Să vedem pe scurt cum se folosește cleștele 549N. Și cleștele 549H. Principalele diferențe între cele trei clești sunt: 1. Fălcile cleștelui 549 au o lungime de 6 cm, în timp ce cele ale cleștelui 549N au o lungime de 8 cm, iar cele ale cleștelui 549H au o lungime de 12 cm. 2. Cleștele cromat 549 este mai elegant din punct de vedere estetic decât celelalte, dar, în schimb, este mai puțin solid. Dacă cade, se poate rupe. 3. Cleștii 549 și 549H, spre deosebire de 549N, sunt prevăzuți cu un arc care ține fălcile deschise. 4. Cleștele 549 cântărește 310 grame, cleștele 549N cântărește 510 grame, iar cleștele 549H cântărește 340 grame. Și pentru pistolul manual există două alternative. În videoclip ați văzut pistolul Rapid 33. Rinaldin furnizează totuși și pistolul Rocama 110 ca alternativă. Diferențele dintre cele două pistoale sunt următoarele. Rocama necesită un efort mai mic decât Rapid, dar, în schimb, cu o putere de ieșire mai mică. Rocama are un apendice de aproximativ 5 mm, care permite identificarea mai precisă a poziției exacte în care trebuie aplicată capsa. Rapid, în schimb, nu are apendice. Veți găsi cleștii de întindere în catalogul Rinaldin și pe site-ul rinaldin.ro.